El este Ionuț. Salut, Ionuț! Ionuț este cel mai român dintre români. Are o înălțime medie, o greutate medie, studii medii și un salariu extraordinar de mare. De fapt, are un salariu mediu. Și un câine de talie medie. Pe data de 7 în fiecare lună, Ionuț primește salariul. Și pe 10 nu mai are niciun ban. Pe ce a cheltuit toți banii? Nu știe. Noi l-am urmărit și am aflat. Ionuț a cheltuit jumătate din bani pe datorii și cealaltă jumătate pe mâncare. Acum știe sau crede că știe. I-ați văzut? Ionuț nu-i vede. A auzit de ei, dar nu i-a băgat niciodată în seamă. Ei sunt Spiridușii de valoare, Titi, Vali și Alin. În fiecare zi, Spiridușii mănâncă împreună cu Ionuț la masă. Dacă Ionuț mănâncă un purcel de lapte, pulpa dreapta spate este mâncată de Spiriduși. Și mărul. Dacă Ionuț mănâncă 4 cremvuști, Spiridușii înfulecă unul și au și muștarul. Orice cină ar avea Ionuț, Spiridușii mănâncă aproape un sfert din ea, 24%. Ionuț și-a amintit. Știe ce e TVA-ul, dar ce să fac? Așa e în toată lumea. Ce să fac? Așa e în toată lumea. Johan este vărul lui Ionuț din Germania. Este un mare devorator de cârnați. Spiridușii lui sunt foarte mici. Îi mănâncă doar 7% din carne. Jean este vărul din Franța și un conesor în bucătărie își permite. Are un TVA de doar 5,5% la carne și la preparatele din carne. Juan este matador, evident, adoră carnea de vită și-și cumpără câte vrea. Spiridușii TVA-i mănâncă doar 4%. Hello there, fancy tea. John este vărul lui Ionuț din Marea Britanie. Este cel mai fericit și bine hrănit cetățean al Europei. TVA-ul lui este 0. Juan, Jean, Johan și John au aflat abia acum că Ionuț plătește TVA de 24%. Reacția lor... Ionuț e un pic tulburat. De ce verii lui plătesc atât de puțin TVA pe carne și preparatele din carne? Răspunsul este deosebit de complicat. Ești pregătit, Ionuț? Ok. Pentru că așa este normal într-o țară civilizată. Ionuț este și mai tulburat. Oare nu putem să ne civilizăm și noi? Oare nu putem să fim și noi ca verii noștri europeni? Salut, tu trebuie să fii Ionuț cu TVA-ul. Bun, mi se spune vărul. De aici mă ocup eu. Nu. De aici ne ocupăm noi. Și tu, și eu, și Ionuț. Împreună vom tăia TVA-ul la carne și la preparatele din carne de la 24% cât este acum la 5%. Efectul? Carnea și produsele din carne se vor ieftini. Iar Ionuț își va permite să cumpere carne și în restul lunii, nu doar când ia salariul. Și ce aș putea să fac eu? Semnează petiția pe taietva.ro. Spune-le prietenilor tăi. Și ei vor să mănânce mai ieftin și mai sănătos. Dă-i un mesaj alesului tău. Îți zicem noi unde îl găsești. Ne scuzați că vă întrerupem. Noi ținem economia țării în picioare. Numai din carne aducem 400 de milioane de euro la buget. Dacă am fi de doar 5%, mă aduce doar 100 de milioane de euro statului. Ce facem cu restul? Spiridușii nu știu un lucru. Nu statul profită cel mai mult de pe urma TVA-ului de 24%, ci un căpcăun mare și negru. Ah! În 2013, când Ungaria a scăzut TVA-ul la carne de porc, marea evaziune din industrie a migrat înspre țara noastră. Neoficial, căpcăunul evaziunii înghite 450 de milioane de euro pe an. El vinde carne la negru. Altfel spus, niciun spiriduș nu-i pe acolo să ia din porție. Dacă TVA-ul ar fi redus, căpcăunul nu ar mai avea profit și ar fi obligat să iasă la lumină și să intre în legalitate. Asta înseamnă mai multe taxe plătite la stat. În plus, va crește consumul. Din nou, statul câștigă. Dar să ne întoarcem la Ionuț. El își va permite o alimentație sănătoasă și echilibrată, va fi mai sănătos, mai fericit și un pic mai bogat în fiecare lună. Așa că, Ionuț, taie TVA! Bine, bine, nu-i tăia, dar pune-i la regim.